Așa, bagă, i-am dat drumul. În general, echipamentul de alergare și în special, în particular, încălțările, pantofii de alergare, ți-i alegi așa cum ți alegi și gumele la mașină, gândindu-te unde alergi, pe ce teren, pe ce distanță, ce greutate ai și ce viteză vrei să duci cu încălțările. Sigur că există o gamă foarte variată de încălțăminte de alergare. Și dacă vorbim acum numai despre suprafața de alergare, discutăm despre curse sau antrenamente de asfalt, de șosea, așa cum vorbim de curse de sau antrenamente de trail, de teren accidentat, munte, nisip, pământ, roc și așa mai departe. În afară de culoare și marcă, lucruri foarte subiective, trebuie să ținem cont și de câteva elemente de constituție și de niște particularități. Vorbim aici de, în primul rând, de o anumită pronație, ceea ce înseamnă tipul de talpă care se potrivește construcției noastre anatomice. Cunoaștem cele trei tipuri de pronație tipice oamenilor. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să vedem ce anume, ce tip de încălțăminte ni se potrivește modelului nostru, construcției noastre anatomice. Overpronator normal sau underpronator. Asta o facem la niște aparate foarte simple. Ați calcula un gen de pronație cât se poate de simplu. Asta se face la orice magazin sportiv. Și abia după asta putem să ne alegem pantoful. Un alt lucru de care trebuie să ținem seama la alegerea pantofului de alergare este mărimea. Deși suntem tentați să avem pe noi lucruri fixe care să ne țină strânși, trebuie să înțelegem că în timpul alergării picioarele se umflă. Și atunci regula de bază este să iei o pereche de încălțăminte cu un număr și jumătate mai mare decât porți tu în mod normal. Asta ne va crea un confort în alergare și mai mult decât atât, în cazul curselor de trail, chiar prin deșert, pe nisip, ne va scuti de niște leziuni suplimentare. De exemplu, încălțămintea de asfalt, e un tip, nu contează nici marca, prezintă o talpă cu un grip un pic mai puțin pronunțat, dar cu o grosime un pic mai mare, poate și cu un gel în funcție de pronație, care ne ajută să simțim șocurile un pic mai puțin, pentru că asfaltul, în general, suprafețele dure acționează destul de invaziv asupra articulațiilor, asupra genunchilor, gleznelor și așa mai departe. Motiv pentru care ne alegem pentru alergările pe asfalt încălțăminte care amortizează șocurile un pic mai bine. Pentru încălțămintea de trail, pentru teren accidentat, nu ne mai interesează atât de tare ca talpa să fie destul de moale. Din contră, discutăm aici de o talpă un pic mai dură, pentru că vorbim de un teren foarte invaziv, piatră, rocă, nisip, pământ, și care e foarte important să prezinte un grip, o amprentă plantară foarte pronunțată pentru a avea aderență bună la tipul de antrenament. În general, încălțămintea de alergare face cam, vreți, trei sferturi din succes, pentru că, în primul rând, încălțămintea dă contactul dintre tine și mediu. E mai puțin important, aș putea spune că e mai puțin important un tricou decât un pantof de alergare.